Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou clip de Sims 4, de această dată un speed build. A trecut foarte mult timp de când am făcut un astfel de clip, dar exact cum am spus și în videoclipul anterior, încerc să postez ceva mai des și în special aceste speed build-uri, deoarece eu în momentul de față mă axez destul de mult pe partea aceasta de build. Am descoperit-o, ca să zic așa, de ceva timp și mi se pare ceva mai interesantă față de acel gameplay. După cum bine știm, în Sims nu prea mai primim foarte mult gameplay, însă zona aceasta de build, din punctul meu de vedere, în momentul acesta este mult mai căutată, ca să zic așa, și sper să vă placă clipurile de acest gen. Construcția a durat undeva aproximativ la 4 ore, ca să zic așa, cu tot cu pauzele pe care le-am făcut, dar zic eu că este o construcție destul de drăguță și cred că nu am spus, este în stil Art Deco. Am văzut eu acum ceva timp o construcție cu această tematică și am zis clar trebuie să încerc și eu, mai ales că nu făcusem până acum, cel puțin nu mi-amintesc, dar este foarte drăguță. Dacă aveți timp, puteți să căutați pe Google să vedeți cum arată genul acesta de construcții. Am încercat să păstrez și eu pe cât am putut oarecum tematica, pentru că sunt câteva chestii pe care trebuie să le luăm în seamă atunci când alegem să construim în tipul acesta de Art Deco, dar sper să vă placă. Bineînțeles, aștept comentariile voastre să-mi spuneți așa dacă vă place. Totodată o găsiți pe galeria The Sims, o găsiți și pe CurseForge, bineînțeles pe Patreon, aveți toate linkurile în descriere, absolut gratuit pentru toată lumea, nu trebuie să plătiți sau alte chestii, așa că dacă vreți să o downloadați și voi și să o aveți în jocul vostru, puteți să încercați să vedeți dacă se potrivește într-o lume de-a voastră. Eu am testat-o și este totul în regulă, bineînțeles nu am folosit custom content pentru această construcție, așa că în următoarele minute am să vă las să urmăriți întreaga construcție și la final vreau să-mi spuneți, după ce vedeți cu totul, dacă vă place și ce notă îi dați, hai să zicem așa, cu toate că nu vor fi poate foarte multe comentarii, dar sper ca cei care sunteți aici să lăsați un comentariu pentru a face engagement pe canal, mai ales că nu am postat de foarte mult timp și am să încerc, nu știu, peste câteva zile să revin cu un nou clip, așa că dragilor, vă las să vă uitați la acest clip și ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc, ciao!